Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Paul Alexe. Astăzi la Constanța News TV îl avem invitat pe domnul primar de la Poarta Albă, Vasile Delicoti. Bun găsit, domnule primar. Bună ziua. Sunteți, ca să spun așa, să folosesc o comparație cu sportul, la apropiatele alegeri sunteți omul de învins, nu? Pentru că sunteți cel care sunteți în fruntea administrației publice locale și ceilalți contracandidați, care sunt în număr de 5, dacă am înțeles bine. Da, într-adevăr, 5 sunt la actualul tur de scrutin, da. Sunt 5 contracandidați, da. Practic 6 candidați cu mine. Da. Domnule primar, sunteți în funcție, aveți o experiență vastă în funcția pe care o ocupați la Poarta Albă, sunteți primar din 2008. Într-o comună, să spunem, poate multă lume nu știe că în general comunele din România și orașele din România se confruntă cu o problemă a depopulării. La dumneavoastră e oarecum invers, din câte am înțeles, a crescut populația. Da, în ultima perioadă. 1000 de locuitori din 2008 până acum. Am preluat localitatea cu 4800 de locuitori, avem acum, în momentul de față, 5800. A fost o creștere continuă a populației, inclusiv a numărului de elevi, de copii școlari și preșcolari, ceea ce ne face onoare, este o bucurie pentru mine să văd acest lucru. Nu în condițiile în care nu suntem o localitate învecinată cu orașul Constanța, suntem la 20 de kilometri de orașul Constanța și cu toate acestea am avut o creștere a populației, ceea ce înseamnă că cetățenii apreciază ceea ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani în localitate. S-au făcut foarte multe lucruri. Eu am mers foarte, foarte mult pe investiția în zona de învățământ, de educație, făcând 3 grădinițe, reabilitând și am făcut reabilitare și extindere a școlii, reabilitez liceul agricol, am investit în educație, rezultatele s-au văzut anul acesta, pentru că la examenul de capacitate am avut note de 10, am avut peste media județului ca și medie generală pe toți elevii care au dat examenul de capacitate. Copiii au intrat la licee foarte bune din Constanța, ceea ce mă face să cred că ce am făcut în cei 12 ani am făcut foarte bine. Am dat prioritate învățământului și sănătății, pentru că deși contracandidații vorbesc de cabinete medicale, noi avem 4 medici de familie, fiecare are cabinet, avem 2 cabinete stomatologice, farmacii, este loc și de mai bine, dar depinde foarte mult de cum se vor mișca fondurile europene, pentru că noi deja am depus un proiect de reabilitare a dispensarului din localitate și de creare de noi cabinete, astfel încât să putem face și permanență pentru tratamente, pentru situații de urgență, dar până anul acesta nu am avut posibilitatea să depunem un proiect pe fonduri europene, deoarece nu au existat taxe de finanțare. O axă de finanțare a fost undeva în 2012, dar pe vremea respectivă o parte din clădire era ocupată de către un medic de familie care nu a vrut să părăsească locuința respectivă în momentul respectiv și nu am putut să depunem acel proiect. Am ratat finanțarea din acest motiv și timp de 8 ani de zile nu s-a mai deschis o altă finanțare. Se pare că este o situație ciclică, așa cum am pățit și la gaze. Am ratat finanțarea datorită unei situații neplăcute cu Mulfatlarul în 2012 și timp de 8 ani de zile ne-am chinuit să regăsim o altă finanțare, o altă posibilitate și abia în august 2020, pe 17 august, s-a deschis o nouă axă de finanțare.
unde noi am început încărcarea proiectului și până în sfârșitul lunii, pentru că mai așteptăm în data de 23 ședința de la Agenția de Mediu pentru a ne da un nou aviz de mediu, pentru că am fost nevoiți să schimbăm avizul, să cerem o completare la avizul inițial, deoarece legea permite acum să facem branșamentele pentru rețelele de gaze tot pe fonduri europene și am introdus în studiul de fezabilitate inclusiv branșamentele și automat lungimea rețelei de distribuție a gazului nu a mai coincis cu cea existentă în studiul de fezabilitate și am ajuns de la 45 de kilometri la 54 de kilometri, practic s-a lungit rețeaua de distribuție cu 10 kilometri, ceea ce a făcut să crească și prețul, dar este un mare avantaj și legea aceasta a venit. Finanțarea este integrală pe bani europeni? Este integrală pe fonduri europene, nu este cu cofinanțare, este totul eligibil. Această sesiune are la dispoziție 235 de milioane de euro din fonduri europene și cu siguranță vom primi finanțare pentru că am făcut autopunctarea și reușim să depășim 80 de puncte, ceea ce înseamnă conform la ce este scris în ghid, proiectele peste 80 de puncte vor primi 100% finanțare. Vom primi finanțare și vom realiza și mult dorita rețea de distribuție de gaz. Dar un mare avantaj a modificării legii este pentru că pe data de 29 iulie a fost promulgată și de către președintele Klaus Iohannis această lege care permite ca din fonduri europene și naționale să poți face inclusiv racordurile pentru cetățean. Acest lucru scăzând cu 60% costul de branșare. Practic, nu mai ai nevoie de proiect și de săpătură pentru a te branșa la rețeaua principală. Așa cum deci, practic, până acum, veți veni acum cu lucrarea până la poarta... Până pe gard sau clădire se va pune acea cutie care o vedem la toate porțile unde există gaz și branșament. Este și cutia de branșament, da, exact ca la Enel, cum este la acum cutiile care se pun în exterior, așa va fi și cutia pentru branșamentul de gaze, venind după aceea doar cu contoarul și rețeaua până în casă. Acest lucru scade costul de branșare cu 60%, făcând mult mai accesibil branșamentul pentru rețeaua de gaz și cu siguranță vom avea peste 60% din gospodării racordate la gaz. Spuneam și mai devreme, pentru orice primărie, pentru orice comunitate, principala bătaie este pe oameni. Pentru că, până la urmă, omul este cel care muncește în comunitate, care produce plus valoare și atunci este evident că fiecare comunitate încearcă să-și atragă cât mai mulți locuitori, să crească comunitatea respectivă, ceea ce înțeleg că la dumneavoastră se reușește. Ca să atragi oameni, trebuie să le oferi niște condiții, să le zicem, de bază. Una din aceste condiții de infrastructură este aceasta cu gazele și iată, prin intermediul și a acestei emisiuni, cei din Poarta Albă iată află că există mari speranțe, mari șanse ca proiectul să fie aprobat, întruniți condițiile necesare și într-un viitor de 2-3, cam cât estimați? Eu estimez că într-un an de zile partea de ce înseamnă aducțiune principală, rețeaua principală va fi în localitate, urmând ca în cel mult încă un an de zile să se facă rețeaua de distribuție. Nu este o rețea foarte complicat de realizat, pentru că săpăturile nu sunt atât de mari ca în cazul canalizării, pentru că atunci când am făcut rețeaua de canalizare, care a fost finalizat acum, mai avem foarte puțin, în jur de un kilometru de canalizare efectiv de făcut în toată localitatea, sunt câteva rămășițe efectiv. Pentru Pentru
Deși avem. Noi avem undeva la 98-99% din ce înseamnă rețea de canalizare executată și cred că peste 60% din locuințe branșate în momentul de față. A fost destul de complicat pentru că la rețeaua de canalizare se sapă foarte mult, sunt în unele zone adâncimi de 4 metri, de 5 metri, ceea ce înseamnă distrugerea drumurilor, un volum foarte mare de săpătură și de pământ și acest lucru a fost destul de dificil. Pe când la gaze săpătura este până într-un metru, sunt diametre destul de mici ale conductei care se pune pentru distribuție, pentru că tehnologia a avansat și nu se mai merge cu secțiuni mari pe joasă presiune, se merge pe medie presiune. Contoarele, acum acele ceasuri, permit să funcționeze pe medie presiune și atunci secțiunea conductei scade automat, inclusiv volumul de săpătură. Și se poate realiza foarte ușor și rapid. Se pune pe trotuar, nu influențează procesul de asfaltare, așa cum a influențat canalizarea, pentru că noi, deși avem contracte de execuție a lucrării de asfalt, de asfaltare în toată localitatea, numai 3 contracte din 4 au putut fi executate. Cel de-al patrulea, care este și cel mai mare, practic ar trebui să stea în stand-by, deși avem licitația finalizată, avem autorizația de construire, anunțul de începere a lucrării la Inspectoratul de Stat în Construcții, a trebuit să așteptăm să finalizăm canalizarea. Nu, acum demarăm și ultima etapă de asfaltare, astfel încât să asfaltăm tot ce înseamnă străzi în localitatea Poarta Albă. Sper ca până la finalul contractului, pentru că avem un contract cu un constructor care se are termen până în august 2021. Constructorul spune că nu are nevoie mai mult de 6 luni pentru a realiza acest contract, pentru că este un constructor destul de puternic și serios și cu siguranță va fi asfaltat totul. Acum depinde de cum își gestionează resursele, astfel încât să înceapă și în Poarta Albă asfaltarea, pentru că este o firmă cu foarte multe contracte și trebuie să își găsească programarea astfel încât să vină și în Poarta Albă. Mai muncitori, da. Echipele disponibile, pentru că toți constructorii dau prioritate contractelor care sunt pe final pentru a nu intra în penalități. Și îi cred, pentru că dacă un contract îi mai permite să amâne, îl lasă mai târziu, pentru că acolo unde ar sări din termen ar trebui să plătească penalități, ceea ce înseamnă o pierdere pentru societatea respectivă. Deci aveți canalizarea aproape terminată, asfaltarea care așteaptă și... Asfaltarea s-a terminat, cele trei contracte sunt, sunt pe final, practic cam unul mai este pe final. Localitate. 60% din localitate și mai avem încă 40% în cel de-al patrulea contract care va intra în execuție probabil chiar din toamna aceasta, pentru că sunt câteva contracte pe care le are respectiva firmă cu care am discutat și sunt pe finalul lunii septembrie și octombrie. Dacă vremea permite, au spus că vor începe din această toamnă, undeva în luna noiembrie. O altă parte a infrastructurii, putem spune, este cea legată de iluminatul public, care e foarte important, în special pentru a asigura acel sentiment de securitate. Noi stăm destul de bine la iluminatul public. Avem practic foarte, foarte puțin de amenajat, pentru că din 2008 și până acum am tot schimbat tot ce înseamnă iluminat public. Când am venit era un bec aici, acolo. Acum toată localitatea este iluminată, avem iluminat modern pe LED. Mai sunt câteva străduțe unde n-au fost tâlpi,
și urmează să mai punem, cred că este vorba undeva la 15 stâlpi care trebuie montați. I-am și achiziționat, sunt inclusiv lămpile. Trebuie făcut practic doar montajul, punerea stâlpilor pe poziție și lămpile de iluminat. La capitolul iluminat mai sunt contracandidați care spun că vor face iluminatul, dar nu înțeleg ce ar putea să fie mai mult decât o lampă super performantă făcută de o firma Philips, care este la momentul de față pe corpuri LED cam numărul 1 în lume. Avem un consum de 27 de W per lampă și undeva la 3000 de lumeni. Care a putere. Fost economia făcută vis-a-vis de precedentul sistem de iluminat? Păi cu 40%. 40%. Da. Un iluminat pe care îl făcusem deja, îl reabilitasem, pentru că preluasem lămpi de câte 100-150 de W, am coborât undeva la 43 de W, lămpile, acele PLR-uri, cum se chemau, cu tub de neon, dar care avea și un consum adiacent cu acele drosere și se ducea undeva la 43 de W. Acum am scăzut la 27 de W și cu o lumină mult mai puternică, de peste 3000 de lumeni. Se cunoaște, este vizibil, o lumină rece, o lumină mult mai puternică și iluminatul, unde mai este caz, oricum nu este o problemă în extinderea lui, e ceva ceea ce își permite bugetul local, nu este o problemă. Problema a fost să putem primi de la Enel acceptul, să preluăm practic rețeaua de iluminat de la Enel. Protocolul cu aceștia s-a făcut acum un an de zile și am putut să practic să punem, să ne facem și rețeaua de iluminat cu forme, cu acte în regulă, pentru că trebuia să avem stâlpii în protocol preluați de la Enel ca și suport pentru lămpile noastre. S-a reușit acest lucru și acum orice dorim să facem pe parte de iluminat este posibil. Nu mai depindeți de ei. Da, pentru că a fost o struță cămilă, stâlpii erau ai lor, nu erau dați către noi, noi puneam lămpile, era o problemă în a finanța un sistem de iluminat neavând acest protocol. Protocolul s-a încheiat și acum este mult mai ușor să facem orice investiție, pentru că avem cadrul legal și nu ne poate imputa cineva faptul că investim într-o rețea de iluminat. Care nu e ancora voastră. Vreau să mutăm un pic discuția pe un subiect, ca să spun, fierbinte, cel al începerii anului școlar. Toate lucrurile au decurs. Da, lucrurile... Ați început pe ce scenariu? Pe scenariul 2 sunt intermediar, dar sperăm ca în scurt timp să trecem la scenariul 1, la verde, să putem veni cu toții la școală, pentru că așa a stabilit inspectoratul, nu este la îndemâna noastră, ci Comitetul de Situații de Urgență stabilește scenariile pentru fiecare localitate. Am primit adresa de la dumnealor, noi suntem pregătiți pentru ambele sisteme. Sperăm ca cât de curând să se treacă la scenariul verde și atunci să putem aduce toți copiii la școală. Dacă punem răul înainte, sunteți pregătiți și pentru scenariul 3? Da, am luat 900 de simuri de internet, astfel încât orice copil să aibă acces la internet. Sunt date achiziționate, plătit pe un an de zile abonamentul către operatorul de telefonie care, de la ce ne-am achiziționat aceste simuri de internet, sunt deja predate către școli, școlile urmând să le distribuie elevilor și așteptăm să se deschidă sesiunea de finanțare pe fonduri europene pentru tablete. Am început să scriem proiectul și doar așteptăm deschiderea sesiunii să putem lua tablete pentru toți copiii, pentru că sunt 900 de copii, ceea ce înseamnă la un cost de 200 de euro
per tabletă, cu internet, cu tot ce înseamnă, ar fi undeva la 135.000 de euro. Am făcut un cost, 135.000 de euro pentru localitatea Poarta Albă și bănuiesc că pentru toate localitățile din județ, indiferent de mărimea lor, sunt bani destul de mulți pe care nu și permit. De aceea așteptăm deschiderea finanțării. Este ghidul în consultare, sper ca să se dea varianta finală cât mai rapid, astfel încât să putem accesa acei bani și să mergem în continuare cu tot ce trebuie pentru a putea face cursurile în siguranță. Da, aveți, se poate spune că aveți un foarte important avantaj, aminteați și dumneavoastră de altfel în deschiderea emisiunii despre rezultatele bune obținute la învățătura asta, înseamnă că aveți un corp profesoral care se preocupă de cadrele didactice din localitate au fost destul de interesate de sistemul de învățământul din localitate, sunt dedicate și și-au făcut din suflet datoria. De aceea, sprijinul din partea primăriei și a mea, al meu, a fost tot timpul. Am avut deschidere către școală. Principala investiție în localitate a fost în învățământ, pentru că, indiferent dacă avem asfalt și că călcăm în papuci pe asfalt, nu înseamnă că suntem educați și că ridicăm nivelul de trai din localitate sau punem țara pe picioare. Așa cum au făcut și țările nordice, am citit foarte mult și am studiat ce s-a întâmplat în țările nordice, de ce au ajuns să aibă un produs intern brut pe cap de locuitor atât de ridicat, pentru că înainte de a face drumuri și alte investiții, au dat prioritate învățământului. Sistemul de învățământ în țările nordice este foarte bine pus la punct, ceea ce face ca nivelul de trai și productivitatea să fie foarte sus. Așa am făcut și în localitatea pe care o conduc de 12 ani. Am dat prioritate învățământului pentru a avea copii educați, copii care să ajungă la școli cât mai bune, astfel încât ei să fie rentabili pentru societate, să dea cât mai mult societății, pentru că... Vi se întorc acești tineri? Da, nu prea au părăsit localitatea tinerii din Poarta Albă și datorită faptului că nu suntem departe de oraș, condițiile sunt din ce în ce mai bune. Cred că după ce vom avea inclusiv gaze în localitate, atractivitatea pentru tinerii din localitate să rămână în localitate va fi foarte mare. Atractivitatea unui oraș comun, indiferent despre ce vorbim, e dată și de posibilitatea de a investi acolo. Posibilitatea de a investi în localitate, am pus la dispoziție terenuri pentru cei din localitate care și-au dorit cu adevărat să investească. Sunt firme din localitate care au investit, sunt și firme din exterior care au venit și au investit la Poarta Albă. Un mare minus al localității este faptul că nu avem terenuri ale primăriei pe care să le putem pune la dispoziție, deoarece toate terenurile au fost puse în posesie. Poarta Albă a pierdut foarte mult din teritoriu în anii 80. În 87 a pierdut către Ovidiu, deoarece Ovidiu a fost făcut în perioada comunistă, în anul 87. Oraș și atunci a mușcat din teritoriul localității Poarta Albă. În 89 Mulfatlaru a fost făcut și a mușcat din teritoriul localității Poarta Albă, iar după 91, când s-a dat legea 18 și au trebuit puși oamenii în posesie, Comisia de Fond Funciar din perioada respectivă a anilor 90 a pus în posesie foarte mult în jurul localității, astfel încât terenurile de lângă localitate sunt private și noi practic nu avem teren la dispoziția Consiliului Local să putem oferi. Tot ce a existat a fost pus la dispoziție, sunt firme care au achiziționat terenul la un preț destul de convenabil, sunt utilități în zonele respective, au venit, au investit, dar acele investiții sunt insuficiente pentru localitate.
Noi ce am putut să facem, am făcut planul urbanistic general și am introdus 400 de hectare de teren în intravilan, astfel încât să și o zonă care am denumit-o parc industrial, cu acces la drum județean, cu rețele de distribuție a energiei electrice, rețele de medie tensiune, de unde se pot racorda respectivii investitori, dar nu sunt ale localității, sunt private și de obicei firmele tind să vină pe terenurile primăriei. Terenuri pe care, din păcate, noi nu le avem. Nu avem teren la primărie și atunci investitorii sunt stimulați doar prin ceea ce putem să le dăm facilități fiscale. Taxa, pe impozitul pe clădiri în poartă albă pentru persoanele juridice care vin să investească în localitate este la minim 0,8% din valoarea investiției, nu ca în alte localități, pentru că valoarea este între 0,8% și 1,8%. Noi suntem la minim ca să favorizăm firmele care doresc să investească pe teritoriul nostru. Hârtiile și le obțin foarte repede, certificatele de urbanism, ori indiferent ce hârtie au nevoie de la primărie, se dă cu celeritate, numai că nu avem teren la dispoziție. Este singurul minus pe care îl avem în momentul de față. Sperăm ca privații să înțeleagă să vândă la un preț decent terenurile pe care le dețin. Noi le-am introdus în intravilan și am favorizat prin acest lucru, dorind să favorizăm, de fapt, pe termen lung localitatea, prin atragerea de investiții. Este un plan de, aveți în vedere, vă gândiți că pe viitor localitatea s-ar putea extinde prin atragerea acestor terenuri? Cu siguranță, dacă firmele vor veni să investească și să achiziționeze de la privat aceste terenuri și utilități sunt, condiții de este foarte ușor în primul rând. Localitatea nu e foarte departe de... Este foarte departe de portul Midia, de portul Ovidiu, de aeroportul Cogălnicianu. Zona respectivă este undeva la 12 km unde există acest parc industrial proiectat și vă dați seama, facilitățile sunt destul de bune, dar probabil că va trebui să se schimbe la un moment dat anul acesta, pe 27 septembrie, culoarea județului și atunci cu siguranță vom reuși să atragem investitori. Una dintre marile probleme ale noastre, localitățile din județul Constanța, nu numai Poarta Albă și celelalte, este că nu reușim să aducem investitori în județul Constanța și pe teritoriul localităților noastre, deoarece există o mare reticență în a veni în județul Constanța. Datorită faptului că 20 de ani a fost roșie, faptul că s-a dus vestea că nu pot proba eu că este adevărat că oricine venea pe vremuri când județul era condus de celebra echipă, trebuia să dea procente din business către vechea echipă PSD. Nu știu dacă au rămas aceleași condiții și în momentul de față, dar cert este că investitorii evită județul Constanța. Au început să meargă către Tulcea, alte județe, dar Constanța este evitată în continuare. Noi avem foarte mult de pierdut ca și localități, oamenii așteaptă locuri de muncă aproape de casă. Am reușit să creez câteva locuri de muncă aproape de casă, dar este insuficient. Cu siguranță ar trebui undeva la peste 200 de locuri de muncă aproape de casă pe teritoriul localității Poarta Albă să creăm, dar asta se va întâmpla după 27 septembrie, când se va schimba culoarea județului. Cu siguranță atractivitatea județului va crește și atunci și Poarta Albă va reuși să aducă investitori. Am fost la Camera de Comerț a României, am discutat la ambasadă cu diverse persoane care sunt investitori mari în România, dar evită județul Constanța. Am înțeles. Aminteați mai devreme de situația care ați avut-o cu Mărfa Claru în proiectul pe gaze. Este important pentru
localitățile mici în general să se constituie în asociații, nu? Să facă parte din asociații. Câștigă la punctaj în cazul în care nu au 3.000 de gospodării. Noi am reușit să ajungem prin ce înseamnă public, blocuri, să depășim practic 3.000 de gospodării. Și atunci, prin lotizările pe care le avem, avem peste 600 de loturi făcute, care deja peste 60% au deja proprietari și am reușit să avem singuri și nu mai este cazul să facem o asociere. Pentru un viitor mandat, o prioritate este clar, este acest proiect cu racordarea la gaze, la rețeaua de distribuție de gaze. Ce vă propuneți? Care ar fi gândurile care le aveți pentru viitorul apropiat, practic? Practic, finalizarea asfaltării, care este foarte importantă, deoarece nivelul de trai din Poarta Alba a crescut foarte mult. Avem foarte multe autoturisme în localitate, iar oamenii își doresc să circule pe niște drumuri decente și sigure. Automat este prioritatea numărul 1 în momentul de față. După aceea, gazele, care va crea un confort pentru cetățeni, trotuarele din localitate, de-a lungul drumului național, în prima fază, care au deja proiect tehnic, au constructor, vor începe efectiv lucrările pentru trotuarele, să schimbăm fața localității, pentru că și pe trotuar a trebuit să introducem canalizare și abia ce a fost finalizat acum 3 săptămâni, și nu am putut să dăm drumul lucrării de realizarea trotuarelor, pentru că, vă dați seama, era o cheltuială dublă, să punem întâi pavelele și să facem trotuarele, după aceea care să săpăm, să punem canalizarea. Era atipic, cu toate că sunt cetățeni care sunt nemulțumiți de starea trotuarelor și este normal, dar ele cer... Nu ține de o strategie corectă și coerentă. Înțelegere și să judece ca la el acasă, pentru că eu tot timpul așa am judecat în primărie, deși încearcă unii să arunce cu noroi, eu nu am risipit banii, pentru că n-aș fi reușit dintr-un buget atât de mic și fiind timp de 12 ani în opoziție cu Consiliul Județean, neprimind nimic de la Consiliul Județean, 8 ani de zile neavând guvern, ceea ce am realizat, am realizat prin chipzuință și prin faptul că am fost foarte atent în ceea ce privește cheltuirea banului public. Nu am făcut nimic populist, am preferat poate să pierd procente sau să voturi, dar să fac lucrurile sănătos. Cum aveți această relație cu locuitorii? Cum se realizează ea? Prin contactul direct. La mine telefonul este deschis în permanență, răspund la orice număr de telefon. Asta care e găsibil, să folosesc un cuvânt. Deci cel puțin la telefon, în birou nu pot să stau 100% pentru că trebuie să ies și pe teren la lucrări, plus ședințe la prefectură, la București, pentru că dacă nu te duci să te miști, să afli informații, să împingi lucrurile, ele nu se realizează de la sine. Dacă orice primar stă numai în birou, este clar că nu este un primar neperformant, sigur nu va realiza mare lucru, pentru că lipsa informației și a relațiilor directe face ca să nu poți realiza nimic. Și atunci ai nevoie să interacționezi, să te întâlnești cu oamenii din minister, cu oamenii din autoritățile de management, pentru a fi informat, să știi ce au în plan, ce vor deschide, ce se va finanța în viitorul apropiat. Și atunci este nevoie să te miști, nu poți sta în permanență în telefon, dar în birou, dar la telefon răspund și indiferent cine are o problemă, mă contactează telefonic, indiferent de oră. Sunt cetățeni care au sunat și la 10, și la 11, și la 12 noaptea dacă au avut o problemă și am răspuns, telefonul meu este permanent deschis și așa dialoghez mult mai ușor cu cetățenii. Știu că sunteți foarte implicați și în viața de partid, în ceea ce privește organizația județeană. Da. Cum vedeți lucrurile acum la apropiatele alegeri pentru Partidul Național Liberal?
Lucrurile stau foarte bine, este o muncă de 4 ani de zile, eu fiind în funcția de prim vicepreședinte, cu echipa de conducere a PNL Constanța, am făcut organizații în tot județul, mai puțin o localitate unde nimeni nu are în afară de PSD, este vorba de Grădina, este o localitate atipică, mică, oamenii de acolo nu vor să deranjeze actualul primar. Este, cred că, singura localitate din țară unde nu există contracandidat. Dacă la mine sunt 5, acolo nu-i nimeni. Nu știu dacă este în regulă, dar probabil dacă ei așa consideră, este strict problema lor în localitate cum vor să facă. Dacă nimeni nu își dorește să candideze. Cum vi se pare lupta aceasta de la Constanța? Unde, din păcate, pentru dreapta politică, cei din ce citesc și pe social media și pe prin presă, toată lumea spune că nu e foarte bine că dreapta nu a reușit să producă un singur... Dreapta nu a reușit, deși PNL-ul a fost foarte deschis tot timpul și dialogul pe care l-am avut cu celelalte partide a fost unul de deschidere spre o colaborare și spre a uni dreapta. Nu s-a dorit, pentru că PNL-ul a cedat foarte mult, deși suntem detașat primul partid din județ, cel puțin în exteriorul Constanței, suntem departe față de celelalte partide, ca și opțiune de vot. Organizații avem în toate localitățile, avem 31 de primari, toate orașele în afară de Nevodar și Constanța sunt practic în momentul de față la PNL, toate localitățile mari sunt ale PNL-ului, cu toate acestea PNL-ul a cedat foarte mult în fața USR-ului, în fața PMP-ului, le-am oferit mai mult decât ar fi fost normal dacă ne raportăm la raportul de forțe, la ceea ce reprezintă celelalte partide și ce reprezintă PNL-ul. Sunt partide care PMP-ul are un singur primar în momentul de față, USR-ul nu are nimic. Cu toate acestea, noi am fost dispuși pentru a uni dreapta să cedăm foarte mult, numai pentru a schimba cu 100% culoarea județului. Ceea ce ne-a interesat pe noi ca și partid, a fost să schimbăm culoarea județului pentru a ridica nivelul de trai din județ, pentru a deschide județul către investitori. Nu s-a dorit, probabil au fost discuții pe sumasă în altă parte, pentru că PSD, așa cum știți, de-a lungul anilor, au introdus oameni în celelalte partide de dreapta și așa au controlat foarte ușor partidele. Se continuă această migrație. Da, ați văzut. Inclusiv către PNL. PNL-ul a făcut o triere destul de riguroasă. Nu s-a reușit pătrunderea oamenilor PSD în conducerea PNL-ului și în biroul județean, în diverse organizații și probabil ca simpli membri au reușit să-și mai introducă, dar nu sunt oameni la conducerea PNL-ului. Conducerea actuală a PNL-ului nu este aservită PSD-ului, este o conducere care își dorește cu adevărat câștigarea județului, lucru care se va întâmpla în ceea ce privește Consiliul Județean, cu siguranță vom câștiga în proporție de 110% Consiliul Județean. Cam se joacă... Câte primării credeți că veți câștiga? 40. 40 de primării sunt punctuale, clar, și sondajele o spun, detașat, sunt primari care vor câștiga chiar foarte detașat. Problema este în Constanța, unde n-am reușit să unim dreapta datorită unor interese a celorlalte partide, că nu au dorit să vină la masă din moment ce noi am cedat viceprimarii deconcentrate, foarte multe posturi, practic, dorind să unim dreapta, dar am fost refuzați pe motiv că, vezi, Doamne, candidatul nostru nu este ok și pentru un candidat au aruncat totul în aer. Candidatul nostru, Virgil Chițac, chiar este un om care a realizat ceva în viață. Nu pot să spui că nu este în regulă și nu poate deține funcția de primar. E acuzat că n-ar fi trecut prin Constanța în ultimul mandat, ca să zicem, cât a fost senator.
A fost senator, s-a ocupat de partea de... Da, nu a făcut administrație publică locală, dar este omul care poate învăța foarte ușor. Este totuși cadru didactic. Eu cred că la echipa pe care o are în PNL și primarii PNL care au atras atât de multe fonduri europene, primari de succes, numai primarii din jurul Constanței, Valu Traian, Ovidiu, Eforie, Techelgheorl, sunt primari care au atras foarte multe fonduri europene, nu mai spun cei de comună, Cogălnicianu, eu, Poarta Albă, da? Suntem primari care, 23 august, Albeștiu, sunt primarii în PNL din 31 de primari, sunt cel puțin 20 de primari foarte puternici, care știu ce înseamnă administrație cu experiență în spate și domnul Chițac nu va avea o problemă în a gestiona fonduri europene sau în a se sfătui. Cu siguranță echipa de primari din PNL îi vor fi alături și va face lucruri foarte importante pentru Constanța. Plus că și dumnealui este un om care are o capacitate totuși să conduci Academia Navală din Constanța, nu este puțin lucru. Practic, eu consider că nu s-a dorit de către celelalte partide Unirea Dreptei, pentru că atunci PSD-ul ar fi avut o problemă foarte mare, practic s-ar fi dus undeva sub 20%, ceea ce pentru 2024 probabil însemna dispariția PSD-ului din Constanța, iar PSD-ul, în stilul caracteristic, a reușit probabil să strângă cu ușa celelalte partide și să le facă să nu accepte parteneriatul cu PNL-ul. Pe noi nu ne-a dezarmat acest lucru, cu siguranță, deși este la bătaie, cu siguranță vom câștiga. Noi ne-am fi dorit să câștigăm la o diferență foarte mare. Dacă cetățenii vor veni la vot, se va întâmpla, dacă prezența va fi ca și la celelalte tururi de scrutin, vom câștiga, dar cu o diferență mică, ceea ce va da iarăși aripi PSD-ului și practic, nu este bine. Practic, considerați că într-un fel se poate repeta situația de la europarlamentare, unde ieșirea masivă la vot a crescut procentajul Dreptei, da, scăzând mult stânga. Dacă oamenii vor ieși la vot, cu siguranță vom câștiga. Da, pentru că stânga se știe că are un electorat mai disciplinat, ca să zic așa, mai... Da, și vom câștiga foarte detașat, ceea ce va face ca PSD-ul să dispară în următorii ani. Cu ghilimele de rigoare, nu va dispărea, dar va ajunge undeva în jurul a 15%, ceea ce este normal pentru orice societate sănătoasă. Stânga nu trebuie să reprezinte mai mult de 20%, pentru că trebuie să ai mai mulți oameni cu stare, să ai o pătură de mijloc foarte puternică, astfel încât să poți să-i duci și pe cei care au nevoie, care sunt la limita subzistenței, pentru că dacă procentul celor care nu au este mai mare decât 20%, este greu pentru ceilalți să suplinească cu resurse financiare lipsa din zona celor care se zbat în sărăcie. Este normal să faci o protecție socială, să-i ajuți pe cei care au nevoie, dar nu trebuie să favorizăm și să îngroșem rândul celor care nu au prin politici de stânga excesive. Pentru că să fii social-democrat nu înseamnă să faci ce a făcut PSD-ul în această țară, numai în Constanța. Deci favorizarea celor care nu muncesc a dus la îngroșarea rândurilor persoanelor care stau la mână întinsă și atunci, practic, n-ai făcut decât să îi îngenunchezi pe cei care muncesc, să pui biruri pe ei și în loc să îi lași să se extindă, să se dezvolte, ar trebui să îi finanțeze pe cei care au stat la mână întinsă. Este o politică greșită. Orice partid, indiferent cât de dreapta este, trebuie să sprijine cu măsuri sociale societatea și populația aflată în nevoi, dar nu trebuie să încurajeze această practică. Ceea ce PSD-ul asta a făcut. A încurajat, practic, nemunca. Prima, ne apropiem de finalul discuției noastre și am să vă rog să adresați câteva cuvinte locuitorilor din Poarta Albă.
pentru a, eu știu, le cere sprijinul în duminica de 27 septembrie, când vor veni sau vor alege să nu vină la vot, pentru că există și această posibilitate. De ce ar trebui să vină la vot, de ce ar trebui să vă dea votul și de ce este important să vă sprijine și echipa PNS? Cetățenilor din Poarta Albă le cer să participe în număr cât mai mare la vot, adică procentajul sper să ajungă undeva la 70%, pentru că avem și oameni plecați din localitate, și să-mi dea sprijin în continuare, pentru că în acești 4 ani am muncit foarte mult la foarte multe proiecte care trebuie finalizate. Eu cunosc aceste proiecte, știu ce trebuie făcut și voi reuși ca Poarta Albă să se schimbe în totalitate, să fie o localitate care să rivalizeze cu multe localități din Uniunea Europeană, având toate utilitățile, și numai cu sprijinul dumnealor voi reuși acest lucru. Am nevoie să-mi sprijine inclusiv echipa de consilieri pentru a avea majoritate în Consiliul Local, o majoritate absolută, cel puțin 2/3, pentru a putea trece toate hotărârile de Consiliu, deoarece în momentul în care sunt necesare acele ședințe extraordinare, cu siguranță, dacă nu ai majoritate în Consiliul Local, poți fi sabotat de către ceilalți consilieri. Neavând obligativitatea să vină la ședințele extraordinare, te poți sabota și prin neparticipare, și atunci un proiect poate fi ratat. Eu le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-au acordat până acum. Cu siguranță vor fi și de data aceasta alături de mine și eu voi face tot ce îmi stă în putere să îi mulțumesc, să le răsplătesc încrederea pe care mi-au dat-o până acum. Vă invit la vot pe data de 27 și vă mulțumesc anticipat pentru votul dumneavoastră. Domnule primar, vă mulțumesc pentru, ca să răspuns, invitații noastre de a fi prezent la Constanța News TV și sper să discutăm și după alegeri și după perioada, după o anumită perioadă, să vedem aceste proiecte de care am discutat împlinite și, de ce nu, să vedem următorii pași pe care îi veți face. Eu am foarte multe proiecte, am spus doar câteva proiecte dintre ele acum, cele mai importante sunt foarte multe, mai am o reabilitare și o construcție nouă a școlii generale numărul 2 de la cartier Via, un pod peste canal, un cămin care este în procedură de licitație la Compania Națională de Investiții în cartier Via. Investițiile sunt foarte multe, aș plictisi să le enumăr, pentru că și ceea ce s-a făcut până acum și ce urmează, le văd, sunt toată ziua pe stradă și cu siguranță și după 27 septembrie ne vom întâlni tot în aceeași formulă și oamenii vor vedea că ceea ce am promis tot timpul am făcut. Orizontul de timp nu a depins de mine, nu vreau să o spun ca o scuză, dar într-adevăr 8 ani de zile un partid social-democrat, așa zis social-democrat, nu a dorit să deschidă axe de finanțare absolut deloc. Din 2012, din aprilie 2012 până în octombrie 2019, practic 7 ani și jumătate, finanțările au lipsit aproape. Sper că așa cum a început guvernul PNL cu deschidere de axe succesive de finanțare pentru tot ce înseamnă obiective importante, așa se întâmplă și din decembrie, când PNL va avea din nou guvern și să vedem o dezvoltare reală a României, nu ca până acum numai pe bucății, după culoare politică, după culoarea politică a Consiliului Județean. Din păcate, Consiliul Județean, deși PSD, nu a fost corect nici măcar cu primarii lui, pentru că și dezvoltarea a fost făcută aleatoriu, după preferințe. Nu toate localitățile PSD au primit finanțare, ci numai unele care au fost mai apropiate de către față de președintele Consiliului Județean sau președintele de partid, iar celelalte au fost lăsate în mizerie și nu au fost sprijinite deloc.
încă o dată vă mulțumesc doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Aici punem punct ediției de astăzi, de emisiunea la Constanța News TV. Paul, Alexe, Adrian, Florea, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!